Salutare și bun găsit tuturor! Astăzi facem un clip mai special. Spun mai special pentru că vreau să vă fac cunoștință cu noul membru al familiei, sau mai bine spus, noua membră a familiei. Imediat o să vedeți despre ce e vorba. Trebuia să fac clipul ăsta ceva mai înainte, dar nu mi-a permis timpul, a fost ploaie, a fost noroi pe jos. Este vorba despre un ciobănesc caucazian, o femelă de ciobănesc caucazian. Imediat o să mă duc să o aduc aici în cadru. Am ales zona asta pentru că e un pic mai umbră, un pic mai respirabil, ca să zic așa. Nu mai pierdem vremea, mergem să aducem femela și mai povestim alături de ea aici. Cum vă spuneam, ea este Calista, o femelă de 5 ani, o femelă masivă, după cum observați. Una dintre cele mai mari femele care le avem la ora actuală. Această femelă am primit-o de la Canisa Alexandru Transilvania. Tot de acolo l-am luat și pe Oscar și pe Vanda, deci tot de la acel crescător. Și am primit această femelă în memoria lui Oscar. A fost ca și un cadou. Noi păstrăm legătura cu crescătorul, mai exact domnul Florin Orza, care țin să-l salut pe această cale. Da, o femelă masivă, frumoasă. Căutam de mult un asemenea exemplar. O osătură foarte puternică, exact așa cum căutăm noi. Trebuia să facem acest clip ceva mai devreme, dar am întârziat puțin pentru că trebuia să ne acomodăm și noi cu femela. Vă dați seama, un câine străin, într-o curte străină, a trebuit să comunicăm cu ea, să ne obișnuim. Și ea și noi. Așteptăm pe rubrica de comentarii ce părere aveți despre această femelă, cum vi se pare. De mult căutam așa ceva, priviți aici ce osătură, ce construcție are această femelă, ca să vă dați seama. Foarte osoasă, foarte osoasă. Din păcate, rar mai găsim așa femele, pentru că rasa a suferit multe modificări de-a lungul timpului. În expoziție se caută câinele un pic de talie mai mică, pentru că e mai fâșneț, merge mult mai frumos. Și talia mare s-a cam pierdut, în păcate. Sunt foarte mulțumit de acest exemplar. Un câine deosebit, un temperament foarte bun. A început să facă pază chiar dacă este pe teritoriul străin, face foarte bine pază. Am avut ceva rețineri la început să intru acolo în padoc, pentru că noi am pregătit padocul înainte. Am fost anunțați de către crescător. Și mi-am luat inima în dinți și asta e, am intrat acolo, i-am oferit toată atenția, mâncare bună, am stat de vorbă printre gard. Una peste alta a trebuit să avem ceva răbdare cu ea, nu poți să intri așa direct în padoc. Până la urmă ne-am împrietenit, suntem foarte buni prieteni, un câine cu un temperament foarte echilibrat. Foarte pieptoasă, dacă observați, această femelă foarte pieptoasă, masivă, un piept lat. Osătură nu se mai pune problema. Sunt foarte încântat de această femelă. Are urechi, deci nu are urechile cupate. Ia priviți dacă ar fi fost urechile cupate altceva, da? Dar nu e nicio fel de problemă. Oricum nu mai este legal să cupeze urechile la câini, așa că nu e niciun fel de problemă. Este arbitrată, are două excelenturi. Deci, după cum vedeți, o femelă de talie mare, priviți cam ce înălțime are la greabă. N-am măsurat-o, dar sigur este foarte înaltă. Sperăm să facem o montă cu ea, să vedem, să căutăm și un mascul pe măsură. 5 ani, să știți că nu e chiar bătrână, e chiar în putere. Am văzut-o după stilul ei de viață, deci aleargă, se bucură. Deci un câine încă în putere. Și sper eu să mai tragem și noi un cuib, două, trei, de ce nu. După care o să stea liniștită la noi aici. Are toate condițiile. Vă arăt așa un pic de exemplar, ia uitați. O minunăție de femelă. Încă o dată mulțumim crescătorului Florin Orza, deci Canisa Alexandru Transilvania. Ia priviți aici, atitudine. Sunt înnebunit după această femelă, extraordinar de plăcută, e pe gustul meu.
Deci mă bucur enorm, e pe gustul meu și ce să mai, abia aștept să vedem ce rezultate, ce puișură să avem de la ea. Cei care sunteți interesați, un mascul, o femelă, puteți să contactați Canisa Alexandra Transilvania. Vă las eu link în descriere. Are niște exemplare foarte frumoase. Ba chiar două cuiburi, dacă nu mă înșel. Luați legătura cu dânsul și cei care sunteți interesați, nu o să vă pară rău. Vedeți bine cam ce exemplare are acest crescător. Vedeți că am pus-o așa și pe lateral, să o vedeți. Spate drept, da? Spate drept, foarte corectă cu picioare. Uitați ce masivitate de câine. Deci încă o dată ne trebuie un mascul pe măsură. Căutăm tot așa un mascul de talie mare, deci o linie de câini grei. E puțin stresată, pentru că e loc străin, nu cunoaște. O scoatem și pe aia la plimbare pe aici, pe iarbă. Și așteptăm pe rubrica de comentarii ce părere aveți, cum vi se pare această femelă. Caută umbră, e afară destul de sufocant, destul de cald. Eu am făcut acolo un adăpost în jur de vreo 100 de metri pătrați, sub o salcie imensă, mare, deci are umbră din belșug. Și se simte foarte confortabil această femelă. Are o problemă cu pisicile. Avem pe aici pisici până gardul ăsta și le-a detectat. Deci pisici, găini, curcani, o problemă. Dar are padul cu ei, deci n-ar fi un impediment. Hai, hai. Iubesc că tata fetița. Se iubesc că tata fetița frumoasă, mă. Fetița frumoasă, mă. Hai puțin sus, hai. Hai, Calista, hai. Bravo, bravo, hai, vino aici. Bravo. Trebuie avut răbdare, discutat cu animalul, pentru că altfel te înțelegi cu el. Cam asta este. Spunea cineva pe rubrica de comentarii dacă avem pedigri la câini, la caucazieni. Aici avem pedigriile la toți câinii, da, la toți câinii de rasă, caucazian și miuritic. Deci avem toate pedigriile aici, cu carnete de performanță, o parte din ei. Cu excepția lui Nilsache, care Nilsache este o amintire. Noi de-aia am cumpărat-o pe Chira, am luat-o cu pedigree de la crescător, de la Canisă. Deci excepție este la Nils Junior, el nu are pedigree, știți istoria lui. Bun, o să mergem acum cu femela, să o plimbăm puțin pe aici. Și o să încheiem acest video, un video de sâmbătă, așa, un video scurt. Am vrut să vă prezint noua membra a familiei. Deci mergem să o plimbăm puțin, că e agitat, avem niște pisici aici în spate și o ține tot timpul în gardă. Hai, Calista, hai! Lumina aici, să vedem mult mai bine. E o imensitate. Este destul de cald și sufocant pentru ea. O să ne retragem înapoi la umbră și încheiem acolo video. Deci asta este Calista. Așteptăm o rubrica de comentarii, ce părere aveți? Poate și o poză, de ce nu? Asta va fi poza de profil. Cam atât cu femela noastră ciobănesc caucazian. Încă o dată ținem să-i mulțumim Canisei Alexandra Transilvania. O să vă las link în descriere.
Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like. Până data viitoare, multă sănătate și Doamne ajută!